Dimineața. Bună dimineața din nou! Sperăm că odată cu începutul acestei săptămâni, primăvara va aduce soarele înapoi. Ploile însă nu vor să plece. În timpul zilei vor cădea precipitații în vestul și nord-vestul țării, iar seara și noaptea se vor extinde în centru și în sud-est. La munte vor fi condiții de lapovită și nisoare slabă, iar vântul va prezenta intensificări. Dacă au crescut sau nu, temperaturile aflăm chiar acum. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde astăzi cerul va fi acoperit de nori, va ploua atât în Baia Mare cât și în Satu Mare, iar temperatura maximă se va încadra între 13 și 14 grade. Pe o vreme ploioasă și de un cer acoperit de nori, vom avea parte și în Crișana, după cum vedem pe hartă, precipitații atât în Oradea cât și în Arad, cu aceeași temperatură de 13-14 grade. Vom avea nevoie de umbrele și în Banat, după cum vedem, nici aici nu vom avea raze de soare. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 13 grade în Reșița și 14 grade în Timișoara. În Oltenia, soarele va fi zgârcit de asemenea. Avem parte în sudul teritoriului de un cer acoperit de nori, precipitații în rest. Următoarele temperaturi în Craiova, Slatina, 15 grade, 14 în Râmnicu-Vâlcea. După cum vedem, valorile termice sunt bune, deși plouă. Avem în Transilvania o vreme mohorâtă și închisă, cu precipitații cantități destul de însemnate de apă în Târgu Mureș. Pe crestele montane înalte, lapovită și nisoare, după cum spuneam mai devreme, și intensificări ale vântului. Avem astăzi în Miercurea Ciucă 9 grade, 11 în Sfântul Gheorghe și 15 grade în Alba Iulia. În Moldova stăm un pic mai bine, în special în centrul și în sudul teritoriului. În nord, după cum vedem, precipitații, dar în sud, raze de soare în sfârșit. Maxima zilei va fi cuprinsă între 13 grade în nord și 16 grade în sud, atât în Focșani cât și în Galați. Deci în Dobrogea nu stăm foarte rău, după cum vedem pe hartă, avem parte de o vreme destul de bună în comparație cu restul țării, cu următoarele temperaturi în Constanța, 14 grade, 16 în Tulcea. În Muntenia, vreme predominant frumoasă, cu precipitații slabe în Târgoviște, Ploiești și Buzău, dar în rest, în sfârșit, raze de soare. Temperatura maximă se va încadra între 14 grade în Pitești, 16 în Alexandria și 17 grade în Giurgiu. În capitală, de dimineață se înregistrau 5-6 grade, iar maxima zilei va ajunge până la 16 grade. În prima parte a zilei, vremea va fi foarte frumoasă, cerul variabil spre senin, dar spre seară și noaptea va ploua. Cam atât despre cum va fi asta. Aveți un început de săptămână excelent!